bucea. Hai să luăm, măi, fraților, ce mai ziceți? Astăzi am de gând, dacă tot sunt la mare, am de gând să mă duc la Vlad Munteanu acasă, frate. Am de gând să intru în casa lui Vlad Munteanu. Așa ceva nu se face, suntem sevigi, adevărat sevigi, baby. Nu, acum serios, chiar vom merge să intrăm în casa lui Vlad Munteanu. Vorbesc foarte serios. Deci mergem acum și intrăm în casa lui Vlad Munteanu, frate. Intrăm în casa lui Vlad Munteanu. Vlad, dacă vezi asta, îmi pare rău că te-am deranjat sau că ți-am intrat în casă. Nu știu, sper să iasă destul de ok, pentru că vă dați seama, să-ți intre un om necunoscut în casă e ciudat. Deci da, eu merg acum să mă pregătesc și plecăm la Vlad Munteanu, acasă. Băi, ești prost. Nu știu, am puține emoții pentru că nu știu cum o să iasă treaba, știi? Gen, bă, frate, eu o să intru în casă lui omul ăla, știi? Și fără să știe el. Fraților, nu vine să credeți, fiți acum, am ajuns la Vlad Munteanu. Fiți atenți, fiți atenți. Deci încercăm să intrăm. Deci, încet, încet, da. Tăceți. Încercăm ușa, încercăm ușa. Bă, am intrat, ești prost. Am intrat în casă. Salut! Știi? Bă, ce-i cu tine, mă? Stai, mă, frate! De ce filmezi, frate? Pe bune! Ce-i cu tine? Știi, am văzut că mai ales la ROCK THE VLOG și... ROCK THE VLOG! Salut! Oameni buni, este normal că e o farsă, adică știam că o să vină la noi. El este câștigătorul de la ROCK THE VLOG și sunt foarte fericit că a venit aici și, bă, ne-am distrat, urmează să filmăm un clip pe canalul meu și nu uitați să vă abonați pentru că faci o treabă bună, deci apăsați pe butonul de like și dați subscribe. Nu uitați să vă abonați, oameni buni. Fraților, revenim și noi după ce filmăm pe aici și fraților, acum plec, sunt aici cu Vlad. Da, deci Denis o să plece și căutăm mașina lui și habar n-am unde e. Deci, bă, în principiu a fost super ok, am filmat, ne-am distrat, chiar a fost super tare. Deci, mă bucur că a venit. Wow, ce expost este. În principiu a fost ok, ne-am distrat. I-am dat ad și toate astea. Ia, acum nu mai e lumină. Acum nu mai e lumină. Vorbim cu domnul Luci. Da, oameni buni, în principiu eu o să mai vorbesc cu Denis. Toată lumea să se aboneze. E un om super de treabă și chiar are potențial și chiar aștept mult content de la el. Și voi să așteptați mult content de la el, deci nu uitați să vă abonați. Bă, acum el o să meargă la hotel unde a fost cazat și toate astea. Tata o să-l ducă și toate astea. Vine clip, părere despre Vlad Munteanu, deci fiți pe față. Vine clip, oameni buni. Vine clip. Vine clip. Fraților, eu tocmai ce m-am întors de la Vlad. Mă scuzați că port ochelarii de soare, o să-i și dau jos, dar o să mă strâng foarte tare pentru că e foarte mult soare și de asta o să-i pun pe ochi. Am ajuns la hotel. După cum ați văzut, e foarte, foarte de treabă. Chiar mi-a plăcut să petrec acele ore cu el și cu Cristi. Sunt doi băieți super de treabă. Sper să rămânem prieteni, o să mai vorbim și... Da, oricum urmează clip, o părere despre Vlad Munteanu. Nu știu, va apărea undeva pe săptămâna viitoare, duminică cel mai probabil, pentru că vreau să-mi setez programul să postez în fiecare duminică. Pentru abonații mai vechi știu că eu postam în fiecare sâmbătă. Ei bine, vreau să schimb chestia asta, să pun în fiecare duminică, pentru că dacă o să filmez în fiecare duminică o să fie mult mai ușor pentru mine și pentru școală, știi, gen, pot să îmi învăț și eu pentru școală și pot să și filmez, să postez, să mă țin de program, practic. Pentru abonații noi care veniți de la Vlad, vă mulțumesc că v-ați abonat la mine, o să vedeți multe clipuri super șmechere. Sper să vă placă ceea ce o să postez. Sper că am spus tot. Mulțumesc încă o dată lui Vlad pentru că m-a ales la acest concurs și pentru că m-a primit la el și că am filmat și că a fost totul super, super ok. Vedem în viitor ce urmează să facem. Am primit și niște sfaturi super bune, îi mulțumesc foarte mult. Așa că, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați acel buton de like, de subscribe și poate de share ca să vadă și prietenii voștri și noi ne revedem data viitoare. Hai, salut!